Bă, aici ai greșit, nu e normal să greșești. Clientul ăla a făcut reclamație, vino aici. Nu era normal să vorbești așa cu el. Păi da, dar el mi-a vorbit urât. Da, da, ți-a vorbit urât, nu care ceva personal cu tine, că era supărat că trebuia să plătească în plus. Tu trebuie să înțelegi, să-i spui, da, domne, am înțeles, poftiți. Dacă patronul e așa, atunci angajații sunt așa. Dar dacă patronul este unul ca ăsta de la aeroport, care el a fost securist pe vremea lui Ceaușescu, a fost director la Tarom și acum gândiți-vă, oameni buni, o persoană fizică, un om, un cetățean, un individ, este asociat cu Compania Națională de Aeroporturi. Păi vă dați seama cât de șmecher e ăla? Păi dacă el e șmecher, fiți sigur că atitudinea acelor angajați e atitudinea lui pe care i-au văzut-o la șefii lor, că altfel nu-și permiteau să facă așa. Și ce vă spun? Deci ceea ce spuneți dumneavoastră, că spuneți, da, domnule, cum ați spus, bă, dar mă întâlnesc în trafic, dar mă întâlnesc la service, care nu-i primărie. Da, dar dacă îi cauți în spate, o să vedeți că tot la ciuma roșie ajunge. Dar ce e important să știm noi? Că ciuma asta roșie e susținută în momentul de față de 3 milioane de oameni. Atâta mai sunt cei care ar vota. Dar nu sunt nici atâta. Dacă nu, mai puțin. Ați voturi false, nu. Știți? Nu am încredere. Știți cine mai votează? Pentru că am văzut la referendum ăsta. Câți au votat, cât s-a furat. Să ajunge cam la 11-12%, vă spun eu. Restul sunt furturi. Eu am să fiu la Alba Iulia, unde vin și alți oameni din diaspora și din țară. Pentru că vin oameni din diaspora și din țară, dar și pentru că eu de foarte mult timp, fiind pasionat de istorie, știind că pe parcursul vieții mele, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să ajung la 100 de ani, vreau să fiu la Alba Iulia. E un moment istoric, simbolic, și aș vrea să fiu acolo, pentru istoria țării mele. Dar în București sunt anunțate mari proteste, e bine că oamenii să meargă, dar este foarte important și fac un apel la toți cei care se uită la noi, ca oamenii să fie foarte atenți la conotația zilei. Este o zi în care nu avem voie, niciunul dintre cei care protestăm, să facem niciun gest cât de mic care să fie interpretat ca fiind scandal, agresiune sau... De ce? Pentru că ei atât așteaptă. Ei deja la România TV, la Antena 3, la televiziunile mafioților, deja mă uitam astăzi dimineață când m-am trezit, am dormit foarte puțin. Mă uitam acolo cum dădeau imagini din, cu jandarmii, cu, se pregătesc, cu aia, suporterii aia care au dat foc la nu știu ce și spuneau se pregătește război civil de 1 decembrie, se aia așa. Deci ei așteaptă. Eu vă garantez că dacă în 1 decembrie la Alba Iulia sau în Piața Victoriei vor fi 200.000 de oameni ca la 10 august și vor sta 5 ore acolo și 5 ore nimeni nu va face nimic și timp de un minut unul va face ceva, ăla unul va fi filmat și va fi dat pe toate televiziunile lor și spus uitați-vă, agresiune, violență, e posibil să aibă ce cauză spun asta. Ascultați, oamenii în cazul Rares Bogdan ar trebui cu toți să facă să plece, să lase pe Cosmin Gușă, pe securistul ăla. Asta e că nu suntem uniți, nu suntem uniți. Cred că salvarea României stă în dumneavoastră. De ce? Pentru că dumneavoastră, prin faptul că ați plecat, ați dobândit o altă mentalitate. Și indiferent cu ce mizerii vin ei, pur și simplu, într-o expresie pe care mafioții din PSD o înțeleg și o folosesc, ei sunt borbași, nu mai ține vrăjala. Deci la dumneavoastră nu mai ține vrăjala. Nu mai ține. Ce se numai de kilogramul de zahăr, că le-a nu mai merge. Care trăiesc într-o democrație consolidată, iau salarii adevărate, dar votează cu PSD-ul în țară, pentru că au case făcute, de la aprobare, de la primărie. Stai să vă spun eu ceva. Sunt mulți care se complac cu faptul că îi pot să dea o șpagă în țară să-și iau un carnet de copii. Sunt persoane în care fură, nu e
Deci asta e problema. Dar, dragii mei, dar ei e liberat de servicii de circulație, domnule, de la Hunedoara, de la Hunedoara. Ce ați face până acum? Nimic. Nu se poate face ceva concret mai mult? Asta v-am spus, se poate face. Nu se face mare lucru. Ascultați-mă. Dacă nu lăsați să termine, ascultați-mă, dragii mei. Liniște undeva, stai un microfon, suntem bine să ascultăm. Sunt două procese legate între ele. Dar trebuie să găsim o sală. Sunt două procese legate între ele, ele sunt cele două fețe ale aceleiași monede. Moneda este schimbarea mentalităților. Și schimbarea. Adică România să fie o țară bună. Exact ca un calculator, trebuie să resetăm. Da. Ascultați. Schimbarea se produce în două feluri. Se produce pe de o parte la momente fixe, când prin alegeri schimb politic. Și se produce continuu în fiecare zi a existenței noastre. Chiar și acum unii sunteți în live și participați la această schimbare prin faptul că vorbiți despre lucrurile în care voi credeți. Arătați lucrurile în care voi credeți. Distribuiți pe rețele sociale lucrurile în care voi credeți. Și asta se întâmplă în fiecare zi. Cum putem schimba? Unu, concret, pentru oamenii din diaspora și pentru cei din țară. Veniți la vot, oameni buni. Veniți la vot și dați să votăm. Dacă votăm aici, întrebarea este foarte bună. Și vă spun așa, dacă mâine sunt alegeri parlamentare, în primul rând trebuie să știți, și multă lume n-a știut, că alegerile locale determină 60-70% din rezultatul alegerilor parlamentare. Cele mai importante alegeri din România sunt cele prezidențiale și parlamentare. Vor mai fi libere? Eu cred că ei își vor crea condiții. Poți să filmezi? Voto. Nome, scuze, mi sono. Si, si, lege Malin. Malin. Nu cel ala... Malin Bot. Grazie. A pus tu così un cellulare? 0730 737 1 9 0. Io ti lascio anche il numero, adesso poi scende il collega, se volessi organizzare un'altra manifestazione. Sì, per fare la formalità. Per la formalità, esatto. Non ho pensato che vengano così molte gente. Noi abbiamo risolto perché siamo un paese democratico, quindi... Bravo, grazie. Bravo. Organizzate un esempio per il nostro paese, diciamo, come il modo di lavoro, di lavorare. Di abbordare questa roba. Sì, anche di abbordare agenti. Se da noi in Romania era come da voi, non eravamo oggi qua da voi. Era già un po' di latino. Da anche in Romania siamo stati bravi, solo che loro hanno fatto la diversione dei... No, ma non parlo male del Natale, solo che la differenza tra la nostra gendarmeria e loro. Questo è il centralino della postura, voi chiamate il fondo centralino, da. Vorrei parlare con la Digos per una manifestazione, poi quando ti passano il nostro ufficio in automatico ti danno il referente. E mi dicono tutto quello che devo fare per una manifestazione. Grazie. No, questa è nostra penna. Guarda, fare come Sarkozy. I giornalisti sempre prendono penna. Grazie. Due minuti, ti voleva salutare il collega, adesso non so se è arrivato, il collega col biondino. Un attimo. Eccolo lì, sta arrivando. Giorgio. Voi avete terminato un po' l'incontro ora? Sì, sono molti gente, non pensavo che vengano così molte. Sono tante, 80-90 persone, no? Qua. Dovevamo essere di più. La politica. E io ho detto basta. Io rinuncio al giornalismo. O lo faccio indipendente.
E perché siamo nell'epoca del Facebook, YouTube. No, non foto, per favore. Posso farlo, no, posso, no, farlo indipendente. Questa è la storia. Hai să-i dăm drumul. Ați văzut, dragii mei, un pic din discuția cu reprezentanții chesturii, poliția, prefectura locală. Ați văzut că a venit chiar șeful chesturii de aici din Torino. Oamenii au venit în civil, au vorbit foarte civilizați. Nici măcar nu m-au legitimat în sensul cum fac jandarmii în România. Imediat, carte de unitate, volum pe sus, bătrânge. Au venit, doar mi-au cerut numele, le-am dat legitimația mea de presă, că era numele scris acolo, n-au vrut actele de identitate și au notat numărul meu de telefon și a venit șeful chesturii din Torino ca să-mi vorbească foarte frumos, să spună că e o țară liberă, că e foarte bine că ne întâlnim, că nu deranjăm cu nimic și că data viitoare au ținut să specifice, că, ai grijă ce fac, e bordura acolo. Au ținut să specifice că nu e nevoie de autorizație, doar atâta să-i anunțăm din timp. Mi s-a dat un număr de telefon, să dau un telefon sau un mail. Atât și nimic mai mult. Bravo. Cred că imaginile pe care le vedeți aici, faptul că noi suntem aici, cât suntem aici? Suntem mulți. Între 80 acum. Suntem în jur de sus, mai bine. Suntem 100, cam 100. Au mai venit, au mai plecat. De la poliție. Faptul că noi suntem atât de mulți oameni aici, și nimeni nu ne legitimează, nimeni nu ne amendează, nu apar militari în jurul nostru care să ne spună, domnule, te iau pe sus, vină cu noi la secție. Arată oameni buni cât de mare și cât de ticăloasă a fost propaganda televiziunilor mafioților după 10 august, când au luat imagini rupte din context, cu manifestații în care oamenii într-adevăr au fost violenți și forțele de ordine trebuiau să intervină. Și au spus, uite, că și în alte țări oamenii sunt gazați și bătuți și... Da, dar nu pentru ce am fost noi gazați și bătuți în 10 august. Nu pentru ce...